Bună ziua, dragii mei, a revenit cu partea a doua, Tarotela. Tarotela sunt partea a doua pentru Gemeni. Trebuie să alegeți. Din acest motiv a apărut gazela. Stați, analizați. Analizați, nu vă grăbiți, ca să alegeți ceea ce este bun, să alegeți ceea ce este nou, ceea ce vă duce către mai bine. În timp ce am amestecat cărțile, știți că despicăm, vedem, ia uite, conflicte mentale sau discuții cu cineva. Ce am văzut? Am văzut 2 de spade și 8 de cupe. Minte și emoții. Emoții care cineva, ori voi, ori ei, a plecat din viața voastră pentru că s-a blocat o situație. Ori n-ați mai vorbit și atunci ei s-au detașat emoțional, unii dintre voi, pentru că 2 de spade vă poate reprezenta pe voi sau un alt semn de aer. Da? Sau altcineva, nu contează, da? Cineva a blocat comunicarea, a blocat lucrurile și celălalt s-a dus către nou, către satisfacție emoționale, către investigarea sinelui, către speranță. Acum rămâne să vedem dacă se regăsește acest mesaj în ce va urma. Cartea, o altă carte a sărit. 2 de monede. Trebuie să echilibrați, vă echilibrați financiar eventual și nu doar financiar și emoțional, că sunt și valuri, ca să puteți alege opțiunile, da, cele, corăbile cele mai bune. Alegerea aveți și aici, Gemeni. Dar fiți atenți că există un 4 de monede, iar relații karmice. Alegeți. Ieșiți din șabloane, unii. Ieșiți din șabloane, nu e ușor. Așteptați pe cineva la drum. Așteptați pe cineva la drum care vă este într-adevăr foarte drag, dar eventual v-ați dori să comunicați în secret cu acest personaj care vă aduce multe emoții și pe care îl vedeți. Uai, ce frumoasă e! Ce frumoasă e, știi? Aveți multă pasiune, îi vedeți seducători, îi vedeți emoționali, îi vedeți și stabili. Eu așa, bărbat, femeie, nu contează, da? Ori este un semn de apă care vă dă stabilitate, pentru unii ar putea să fie, să zicem, un semn de pământ care se poartă foarte emoțional în preajma voastră și vă aduce multe emoții, vă creează multe emoții, rămâne de văzut, că evident că variază. Însă, oricine ar fi, îi vedeți foarte frumoși, magici, glamuroși și vă doriți o comunicare în secret cu ei. Îi așteptați, dar trebuie să ieșiți din tipare, să ieșiți din niște relații karmice și să alegeți. Haideți să vedem. Energia generală, da? Primește cu dragoste și apreciere. Așa a zis mesajul de la îngeri din partea întâi, pe care vă rog să o ascultați. Energia generală. Across the water. Da? Așteptați, alegeți ce e nou, alegeți ce vă crește, energia frumoasă, benefică. Nu mai așteptați oameni care v-au creat suferință, dezamăgiri, lacrimi. Nu. Energia generală dintre voi și cum mai fi. Hai, cărțulie, hai! Supăriți? De ce sunteți supăriți? E, pentru că cineva se transformă. Ia uite! O ofertă emoțională. O ofertă în dragoste. După ce s-a experimentat, să zic, niște dezamăgiri, momente cu prietenii în care nu v-a simțit împliniți, oameni care nu v-au împlinit, vine totuși o ofertă și chiar vine, asta era în spate, n-am văzut-o, am văzut doar supărarea, doar tristețea, doar așteptarea, da, gazela, dar repet, așteptați în pasiune, nu așteptați în tristețe ca altfel, dacă așteptați în tristețe, asta veți manifesta. Lasă să pun pauză un pic. Vom vedea cum se mai manifestă aceste cărți. Și mesajul a venit, primiți cu dragoste și apreciere. Posibil că voi așteptați, pentru că mesajul era să primiți. Și vine o ofertă, da? Cavalerul de cupă, e o ofertă emoțională. Cu fi semn de apă, variază. Sau cineva care vă emoționează sau care are marcaj puternic în semne de apă. Variază. Ideea este că dacă vine oferta, primiți-o. Nu vă mai gândiți nici la trecut, nici la... Dar bine ar fi, ca să nu se proiecteze, da, am spus și eu și mai spun și alții, vindecați-vă de trecut ca să nu se proiecteze trecutul
în relațiile prezente sau viitoare. Vindecați-vă de el. Așteptați, uite. Across the water. Vine. Cavalerul. În armură. Nu e cal alb, dar oricum. Vine din lumină și vă oferă. Ia uite, din lumină vă oferă și această cupă. Ascultați și prima parte. Există o nouă dragoste, un potențial de nouă dragoste sau o nouă etapă în viața voastră. Dar, repet, iubiți-vă. Iubiți-vă așa cum sunteți, nu mai fiți triști. Întoarceți-vă privirea către dragoste, către această ofertă, da? Nu către cupele goale. Și concentrați-vă, iar concentrați-vă pe dragoste, comunicați limbajul dragostei. Ia să... Ah, scuze. Și trebuie să vă transformați. Și ce drăguț, chiar vine cineva. Că și la mine vine cineva în vizită, de-aia a început să latre căței. Au început să latre. Da? Cineva, cred că o să vină, într-un fel sau altul. Că nu o fi persoana pe care o așteptați, dar nu contează, primiți cu dragoste și apreciere. Însă aici trebuie să se transforme ceva. Într-o situație acasă. Într-o situație acasă care vă consumă, iau de taurul și 10 de bâte. Trebuie să se schimbe. Probabil că... Iar lacrimi... Vă doriți să comunicați. Există această dorință de comunicare, de reconstrucție a unei situații. Însă acasă lucrurile sunt cam... Asta ce vreau să zică. Vă detașați emoțional. De o pasiune secretă pentru cineva care are într-adevăr o valoare... Sau ei. Posibil ei. S-au detașat mental. Pentru că între voi a fost o situație secretă, o pasiune secretă. Persoana, regina de monede, nu e obligatoriu să fie semn de pământ. Poate să fie o persoană de o valoare, de un status special, da? Asta e un scurt mesaj. Și vă doriți? Am văzut și diavolul. Ia, uite-l. Și 6 de monede, o situație oarecum toxică, repet, ca așa se întâmplă pentru unii, posibil să fie triunghi amoros, dacă nu este triunghi amoros, aud multe povești pe subiectul ăsta, fără supărare, multe povești. Ia uite, 3 de cupe. Ar putea să fie și bucurie, întâlnirea cu acest personaj să vă aducă multe bucurii, ar putea. Ce vreau să zic, da, dar chiar dacă nu este triunghi amoros, deși au despre multe povești de genul ăsta, posibil a fost o situație oarecum toxică, așteptarea asta poate să fie toxică atât timp cât nu se manifestă ce ne dorim noi, Dumnezeu știe mai bine ce dorește să manifeste cu noi. Ce simt gemenii? Ce simt gemenuții? Hai, repede jos, gemeni. Ce simt gemenii? Steaua. Îi simțiți ca fiind niște persoane excepționale. Am zis licuriciu și balenă. Radiați când sunteți în preajma lor, radiați și voi n-aveți cum. Este o persoană, ce simțiți pentru ei? Simțiți că sunt destinul vostru, că vă vindecă prezența acestui personaj, vă vindecă și asta face și cavalerul de cupe un consilier emoțional pentru depresiv, pentru supărăcios, pentru supăric, da? Vom mai vedea cum se manifestă, da, simți și multă pasiune, da, persoana este independentă, țineți foarte mult la ea. Vă doriți abundența unii dintre voi. Și v-ați dori să construiți această abundență cu răbdare, cu răbdare. Dar deocamdată unul fuge de vindecare și în acest motiv se amână lucrurile. Unul fuge de vindecare, sorry. Da, apare și gazela. Dați-vă timp.
și vă vindecați, credeți-mă, prin creativitate vă vindecați foarte bine, foarte mult, într-un mod miraculos. Steaua, aveți nevoie de vindecare. Simțiți că aveți nevoie de vindecare, de echilibru emoțional, să stați în preajma oamenilor, nu care vă supără, da? 3D, așa, nu care vă supără, ci care vă alină, care vă aduc cupe. Cupe. Sunt multe variante, haideți să vedem. Ce simt ei? Să pun invers așa, să se... 4 de cupe și apoi cavalerul de cupe. Ce simt ei? 5 oa! 5 de monede. Ei se simt singuri, părăsiți. Uah! Ce frumos aici. Un mesaj... Au fost niște conflicte. O poveste de dragoste foarte frumoasă, aproape idealistă, cu un potențial miraculos, da? Miraculos. Persoană care vă umple toate cupele. Și totuși, să zicem că acesta este potențialul vostru, doi, voi doi. Și totuși, există conflicte mentale și cu concurența și cu vecinii și cu familia. Cum să manifestați această poveste. Pentru unii posibil să fi fost și niște argumente, niște discuții, un ego, pentru că apare 5, 5, da, 5 a mai apărut și aici. 5-ul, care reprezintă casa 5-a a leului, a ego-ului, poate fi rezolvat prin creativitate, că tot casa, tot creativitatea ține de leu. Însă ei se simt poate un pic bolnăviori, poate un pic au probleme financiare. Oricum se simt singuri. Simt că pentru unii am vorbit de separare, da? Doi de spade. Am vorbit de o separare. Și am văzut și în 8 de cupe. Dacă este separare pentru unii, că nu știu cu cine vorbesc, ei se simt singuri. Ei se simt singuri. Voi să zicem că îi vedeți foarte frumos și totuși ceva, ceva. Că or fi singuri părăsiți de altcineva, hai să vedem, să clarificăm. Nevoia de comunicare. Este nevoia de comunicare despre stabilitate, despre lucruri valoroase, să se manifeste, oh, ce frumos, un nou început cu voi, într-un cuplu divin. Că sunteți ascendenți, Venus, sieni, luni, ce aveți voi aici, nu neapărat soare, oh, ia uite, asul de bâta a picat, dar invers, nu se poate manifesta acest început până nu. Hai să vedem, până nu ce? Până nu lăsați grijile ca să manifestați flacăra geamănă, da? Această nouă dragoste. Clarificăm pe scurt asul de bâte. De ce nu se poate manifesta acest nou început? Deocamdată. Pentru unii un semn de pământ. Posibil cineva este căsătorit și cineva este independent. Singur. Eventual, ar mai fi un mesaj. Unul dintre voi trebuie să-și regăsească încrederea în spiritualitate. Eu am zis aici voi, dar poate să fie persoana, să fie în oglindă, în fine. Hai să vedem, totuși, la voi. A zis că ce simțiți voi, steaua. Ce simțiți pentru ei, da? Simțiți steaua. Clarificăm steaua pentru gemenuți. O, temperanța. Vindecare. Aveți nevoie de vindecare. Clar. Oricum, îi vedeți niște... Îi vedeți niște profesori spirituali, dar știți cum e? Când ne ducem la profesor, nu ne ducem cu temele nefăcute. Așa este frumos, altfel ne facem de râs. De-aia apare diferența asta între ăla micu și la mare. Ce simțiți pentru ei? Că sunt ghidați de divinitate. Că vă vindecă. Asta simțiți, un profesor spiritual. Însă ei simt despre voi, eventual,
ce simt ei despre voi. Că vă este teamă, că stați în frică, stați în relații karmice care nu vă aduc fericire. Da, mersi frumos, da? Și iar apare 5, e a treia oară când, a patra oară când apare 5, da? Și trebuie să schimbați lucrurile. Iar apare, ia uite, marele preot, 3 de monede, 9 de monede. Să luptați pentru spiritualitate. Asta, eventual, repet, pentru cei care sunteți în triunghiuri amoroase, apare căsătoria și încă un personaj independent. La voi. Da? Aici sunteți voi. Ce simțiți voi pentru ei? Clarificăm temperanța. Vă dați timp de vindecare, eventual și voi, de situațiile prin care ați trecut. Pentru că știți că nu vă puteți duce la ei nevindecați. Sper că ați înțeles. Across the water, partea cealaltă a oceanului, da? A lacului. Interesant că amândouă personajele, bărbat, femeie, nu contează, pe marginea lacului, partea cealaltă. Îi vedeți pe partea cealaltă. Strălucind, vindecându-vă, vindecând pe alții, vindecându-se și pe ei, transformare, iar transformare către fericire, din lacrimi către fericire. Clarificăm temperanța pentru gemenuți. Clarificăm temperanța. Hai, că timpul trece și nu vrem să fim întrerupți. Hai. Mai dăm o carte. Sau nu? Da, detașare mentală. Ce simțiți? Pe de-o parte aveți impresia că s-au detașat de voi, pe de-o parte. Pe de-o parte și voi simțiți că trebuie să lăsați în urmă. Am zis că trebuie să vă vindecați, că sunt mai multe feluri care pot să traduc aceste cărți. Ca să puteți să vă recăpătați pasiunea să munciți pentru acest personaj de valoare. Regina de monede, regina de cupe, personaj care vă și hrănește, vă și dă stabilitate, vă hrănește emoțional. Da? La care țineți foarte mult și care vă transformă viața, vă aduce soarele, vă transformă, asta e. Vă aduce soarele, într-un fel, acest personaj. Clarificăm 5 de monede din partea lor. De ce simte ei 5 de monede? Poate că i-a părăsit cineva, dar era vorba totuși de ce simt ei pentru voi. Eu așa simt, că aveți legături karmice care nu vă aduc fericire, simt că trebuie să vă conectați la altceva, la divinitate, la spiritualitate, la lumină, la creativitate, la... Clarificăm 5 de monede. Ok. Simt multe emoții pentru voi. Și ei simt, este similar cu steaua, da? Varianta mică a stelei. Simt multe emoții pentru voi. Dar, într-un fel sau altul, ceva nu merge, a fost un blocaj, a fost o tăcere. Și în perioada asta, ia uite, vor un nou început, vor să manifeste, da? În secret, aceste vise, la care chiar visează, poate au și niște vise, da? Cu asul de monede și 7 de bâte și 7 de cupe, posibil, vă doresc în secret. Clarificăm 9 de cupe. Ce simt ei pentru gemenuți? Cine o fi acest personaj? Rămâne de văzut, îmi povestiți. Nu, desigur. Clar că nu mai aveți răbdare. E de înțeles. Probabil că așteptarea asta a fost destul de pentru unii obositoare. Nici cărțile nu vor să vină. Clarificăm 9 de cupe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Magicianul, da? Ce frumos. Asta e.
Nouă de cupe magicianul sunteți voi, că e Mercur, da? Semnul gemenilor. Da? Simt multe emoții, chiar dacă există această separare, tăcere, lipsă de comunicare. Pe de-o parte, repet, pe de-o parte își doresc ca voi să puteți să manifestați această frumusețe emoțională, nouă de cupe. Ce își doresc? O relație de lungă durată, da? Să vă întâlniți și unul dintre voi să oferă acest gest de împăcare, să readucă stabilitatea în viața voastră. Da? Să vă echilibrați, să vă dați putere unul celuilalt. Da? Și să lăsați în urmă conflictele mentale și să mergeți către stabilitate. Iar, ce frumos! Ce ar trebui să facă gemenul? Ah, să comunice, că asta fac gemenii, să comunice, similar cu Licuriciu, așa îl văd cu Licuriciu, să comunice despre pasiunea sa, despre atracția sa, să dea vești pozitive, să comunice. Asta ar trebui să facă. După această perioadă de tăcere, în care a fost necesară transformarea, da? Pentru trezire spirituală, pentru soare. Ia uite, să ieșiți din griji, din obsesii și, ia uite, în această separare. A fost, cineva s-a băgat între voi într-un fel sau altul, sau cineva a fugit, unul dintre voi, dacă nu s-a băgat nimeni între voi, unul dintre voi a fugit. Trebuie să comunicați. Mai dăm o carte pentru valetul de bătă. Ok, ia uite. Cât îi așteptați, că îi așteptați, că vedeți viitorul, că aveți speranță, da? Trebuie să comunicați. Și în momentul în care faceți chestia asta, transformați 1 în 4, transformați 3 în 4, da? 1 și cu 3, 4. Dați echilibru situației, stabilitate, într-un fel sau altul. Se creează stabilitate. Ia uite. Dragoste multă, dar care nu poate fi exprimată. Trebuie renăscută această dragoste printr-un gest pasional. Da, prin, oh, oh. Și asul de bâte și cavalerul de bâte, da? Exprimați aceste fantezii, aceste dorințe, aceste... exprimați-le. Pentru că dacă nu exprimați, omul nu știe. Ce trebuie să facă celălalt personaj? Ah! Să se echilibreze emoțional, să vă iubească în continuare. Ia uite, să-și păstreze valoarea, să-și păstreze echilibru, pentru că există potențial. 10 de cupe. Pentru că puteți fi fericiți împreună, dar trebuie să aștepte. Eventual, să se lupte cu emoțiile, cu fricile. Pentru că această legătură karmică este foarte profundă. Karmică, vreau să zic sufletească. Este foarte profundă. Da. Și își fac și ei griji despre voi. Da. Se consumă. În această așteptare s-au consumat. Da. Dar iar apare acel trăsnet și acel... cel hoț care fuge noapte. Asta e. Așa era, da? Așa era. Să-și păstreze echilibru. Echilibru emoțional, dragostea. Ce frumos. Ce vă blochează? Ce vă blochează? Ok, asta? Acest valet de monede. Cu fi un personaj rămâne de văzut, variază de la situație la situație. Valetul de monede este gestul de împăcare, un gest practic. Da? Această cupă, da? Monede și cupă. Emoții și chestiuni practice. Munca asta. Eventual, cineva muncește la distanță, posibil. Dar iar apare un alt valet. Un alt valet. Și împărăteasa. O, și asul de cupe. Un alt valet de cupe, împărăteasa și asul de cupe. Pentru unii poate să fie un semn de pământ care vă blochează, repet. Pentru alții, cineva să muncească la distanță și să trebuiască să vină să ofere acest gest, da, de împăcare, de revedere. Și creșterea, în momentul în care se manifestă acest valet de monede și de cupe, apare creșterea. Asta, deocamdată, nu se poate manifesta. Ce vă blochează? Munca cuiva. Și distanță. Clarificăm. Valetul de monede. Ce blochează valetul de monede? Mm.
paletul de monede. Blochează. Probabil în viața lor există ori un semn de foc, un semn de, sau în viața voastră, un semn de foc, un semn de pământ care încearcă să renască ceva în viața voastră, să vă împăcați. Și nu se poate manifesta situația cu acest personaj. Pe de altă parte, ce blochează? Cineva nu vrea să-și asculte intuiția. Am înțeles. Cineva nu vrea să asculte intuiția îngerii și să manifeste acest gest. Ce vă susține? Așteptarea? Dar așteptarea în adevăr. Ce vă susține? Da, iar apar întreruperi. Ce vă susține? Să vă echilibrați viața, să vă vindecați de aceste regrete, de aceste lacrimi. Și unul și celălalt. Și unul și celălalt. Și atunci puteți manifesta un început în stabilitate, să aveți victorie, să aveți stabilitate, să aveți creștere. Mesaj final? Mesaj final. Mesaj final. Un mesaj final pentru gemenuți. 8-8. Fiți atenți când va fi 8-a 8-a. Ieșiți din gândurile negative și munciți. Munciți pentru echilibrul vostru, pentru transformarea voastră, pentru transformarea acestei relații. Că această relație este într-o situație de impas. Așa mi-arată mie. Așa mi-arată, da? Și s-a oprit la asul de monede, da? Și la vindecare, iar și la creștere. Deci asta este, să zic, un mesaj final. Ieșiți din energiile karmice, relațiile karmice, din obsesiile mentale și lucrați. Lucrați pentru echilibrarea situației, lucrați în relație, lucrați, practic. Și se manifestă creșterea, ia uite, stabilitatea, pasiunea, tot. Cam aceasta este etalarea. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sunt curioasă cu cine a rezonat. Vă pup! Pa, pa!